doua zi în Israel, suntem într-o croazieră pe Marea Galilei. Noastre. O să fie și acest timp normal, este imnul național, se roagă să se cânte și cântă. După imnul național al României, ghida noastră, Oana Popescu, a solicitat Israelului. Muzica fundală de muzică este din România. De la cântul cu boi, cu căruță, boi cu cai, și cai cu boi, carul cu boi, chiar de acolo este luat. Uitați, acum suntem în Marea Galilei și vedeți în jur, împrejur, cum v-am spus și dimineața, sunt mulți, este ca un vas și toate apa dulce care coboară aici, este numai apa dulce, este cel singurul din lume care are apa dulce și de aici, cum am spus, și ia apa prin gravitație și aduc în sudul țării și uitați, unde este șes, nu construiesc numai pe terase, vedeți Tiberias, acolo unde am fost și am cazat azi noapte, totul este pe munte, este pe un deal, jos nimic. În barta cealaltă, dacă vedeți, sunt chibuțul și agricultura, dar este șes și singurul loc care putea să-și facă agricultura este acolo, chibuț, o să vă explic și despre chibuț. În barta cealaltă, unde Iisus care mergea pe, cu vaporul lui și cu ucenicii și în barta cealaltă, și acolo a făcut minunea și când a decorse, unde a scăpat tânărul din cel rău și l-a băgat în porci și porcii s-au înnebunit și au intrat în apa în Marea Galilei și este în barta cealaltă. Domnilor, domnilor, o să încercăm să vrem un moment unic, pentru că unică este această mare sfântă, pentru că unice au fost minunile care s-au săvârșit în această parte de lume, pentru că aici Mântuitorul a făcut pescari de suflete. Știți foarte bine că întâi l-a luat pe Petru și Petru l-a luat pe fratele său, pe Andrei, apoi să vină și fiul lui Zebedeu, acel Iacob și Ioan, și de aici să-și facă acea armată de ucenici, acei 12 apostoli care l-au urmat peste tot. Totul a pornit de aici, de la acest loc sfânt, unde ucenicii au văzut minunile și nu au crezut. Pentru că în Biblie se scrie că acești ucenici se adresaseră Mântuitorului cu rugămintea să poată să prindă pește. Pentru că ei nu prinsaseră nimic, plasele lor erau goale. Și Mântuitorul a spus să arunce puțin mai departe nada, pentru că acolo vor găsi pește.
Și într-adevăr, nevoadele lor au fost atât de pline încât era foarte greu ca să le ridice unul. Acești pescari de suflete au văzut și alte lucruri petrecute aici pe mare. O întâmplare pe care o aveți și dumneavoastră în minte tot din Biblie este momentul când s-a stârnit o furtună ca din senin și ei erau cu bărcile în larg. Și se spune că invocau ajutorul Domnului și le era teamă că vor pieri cu toții. Și numai că văd pe cineva care călca pe apă și nu se uda, văd pe cineva care vorbea cu vânturile și vânturile s-au oprit, văd pe cineva care a salvat barca lor de la nec. Toate sunt minuni și sunt prinse în Biblie și cei care vor ca să-și aduc aminte răspăiesc această sfântă carte. Numai că eu aici cu Macet aș vrea să creăm un alt moment. Acest moment pot să-l creez doar cu ajutorul dumneavoastră. Și anume, aș vrea ca să avem un timp de rugă, de reculegere, pentru că fiecare trăiește un alt moment când se află pe această mare sfântă. Și momentul care vreau să-l creez este pentru că noi astăzi putem să spunem cu toții, e zi de sărbătoare sfântă, e timp de rugă și împliniri, roagă creștine, Domnul te ascultă și binecuvântare vei primi. În acest gând cu dumneavoastră, aș vrea ca să creăm alt mod de a face croaziera pe Marea Galilei. Mare care are mai multe denumiri și o putem armoniza ca și o vioară, ca și o mandolină. Putem ca să-i spunem și Marea Galilei, dar putem să-i spunem și Marea Tiberias, putem să-i spunem și lacul Genizaret. Deci avem câteva definiri pentru această mare. Iar eu într-o poezie zic așa, în Marea Sfântă încolțise metafora mii de valuri, dar el niciuna nu văzuse că ar putea încolți pe maluri. De aceea, oamenii de la bord, șucran, șucran, oamenii de la bord îmi știu mania. Am rugămintea ca să oprească motoarele, să nu auzim decât marea. De ce? Pentru că vreau doar marea. Doar marea să vorbească. Și timpul biblic să mi-l amintească. Doar un minut de reculegere fără niciun motor. Please. Thank you. Shukram. Aveți momentul dumneavoastră de reculegere, după care continuăm acest moment de suflet.